respective, ca și constatare. În conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova și anume articolul 141 alineatul 1 litera A din codul electoral 144 alineatul 1 litera A pentru inițierea referendumului republican constituțional, cetățenii Republicii Moldova care inițiază revizuirea Constituției trebuie să provină din cel puțin jumătate din unitățile administrative teritoriale din nivelul al doilea. Iar în fiecare din ei trebuie să fie înregistrate cel puțin 20.000 de semnături în sprijinul acestei inițiative. Parlamentul Republicii Moldova, prin legea 764, Parlamentul de legislatură a 15, din data de 27 decembrie 2001, prin legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu modificările și completările ulterioare, a stabilit la nivelul unităților administrativ teritoriale din nivelul al doilea 32 de unități administrativ teritoriale de raioane, conform anexei numărul 1 la lege, municipii, anexa numărul 2 la prezentă lege, și unitatea administrativ teritorială Găgăuzia la confirmată prin anexa numărul 4 la prezentă lege. În baza aceeași legi 764 pe legislatura 15 din 27 decembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, actualmente în Republica Moldova sunt stabilite 35 de unități administrative teritoriale din nivelul al doilea. Organizarea administrativ teritorială se efectuează în conformitate cu dispozițiile constituționale și care se află sub auspiciile autorităților statului Republica Moldova. Această mențiune, stimați colegi, este necesară pentru a delimita teritoriile aflate sub control constituțional al Republicii Moldova de teritoriile Republicii